Bine v-am găsit la un haul alimentar, de data asta din Mercadona și Lidl. Și apropo, dacă nu vedeți fructe, legume, chestii în videourile astea cu virgulă cumpărături, este pentru că noi le avem în grădină. Ce să cumpără sunt strict procesate, de care mai avem și noi nevoie, pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, chestii proaspete avem, precum ouă, fructe, legume, în ogradă. Deci, prin urmare, vine și clipul ăla cu ce avem prin ogradă. Astăzi filmăm ce cumpărai, că v-am spus, am fost la două supermarketuri, Lidl și Mercadona. Încep cu Mercadona, că scot din pungă, pun pe masă și după, vedeți, siguranța mea să nu deschidă bebe ușa, e bine. Încep cu pâinea, că am spus că am luat pâine din asta, am luat, ce mă uitați mai la mine, pâine din asta la altă pentru sandvișuri. Două din astea am luat, o să apară imediat așa, doua. Am luat cartofi din astea, chipsuri. Vin două pungi într-unul, imediat vă spun și cât au costat. De tartrant, cel mai bun degresant din lume. Și apropo, când căutați degresante super, super bune, căutați degresantele pentru uși de șemineu. Sunt cele mai bune degresante pe care le puteți găsi. Eu pe ăsta îl folosesc pentru grătare, uși de șeminee și cuptoare. Cel mai bun. Adică degresează orice. Am luat și un din ăsta să-l testez pentru pete dificile. Să vedem ce și cu, că avem un bebiță care se murdărește, Dumnezeule. Despălat pe jos cu miros a flori de cireș. Dacă nu mă înșel. Pufuleți pentru copilași. Scoatem din pungă. Chestii pentru fosă septică, mai arunc câte o din asta, ceară pentru mustăcioară, încă o din asta de dorayaki. Ce mai avem pe aici? Parfum pentru mașină, să știți că eu am rău de mașină, prima oară când cumpăr așa ceva în viața mea. Am rău de parfumurile din mașini, dar am zis, haide totuși să încercăm pe asta cu muie, poate, poate, Blanc îmi face companie. Periuțe de dinți. Ce mai avem de aici? Gumă de mestecat, zgar de antipureci, Blanco și Nieve. Poți să le pui deja. Mulțumesc! Avem pateu. Două parfum de casă, cameră. Astea îmi plac cel mai mult, cu iasomie. Unul pentru baie, unul pentru sufragerie. Așa. Snacks-urile astea îi plac Alexei, sunt un fel de broschete, ceva de genul cu roșii, am luat 3 să fie. Iarăși biscuiții favorite ai Alexei, ăștia de aici sunt. Poftim, ți-am luat biscuiții tăi favoriți. Am luat faimosul spray antițânțari pentru exterior, cea mai bună invenție ever. Pentru țânțari am zis, nu? Da, pentru țânțari. Și pentru musafir, că pe noi nu ne mai înțeapă țânțarii. Chestiunea asta, dui lui Alex, dacă are nevoie, că pe el îl ciupește, pe frate, unde îl rupe. Chestiile astea, turtele astea cu anis, care îmi plac foarte mult, anason. Turte cu anason. Poate fac și eu la un moment dat, momentan nu am timp. Și cred că am terminat cu Mercadona. Cam așa arată și bonul de la Mercadona. Încep cu punga de congelate ca să le execut repede la frigider. Niște cartofi din așa că facem grătar și ne plac din când în când. Avem cartofi în grădină, dar mai mâncăm și neadevărăciuni din astea uneori. Pentru asta de ăștia, înghețată de 3 tipuri, că pe lângă ce fac eu mai și cumpăr, că suntem din ăștia pofticioși. Asta e favorita mea, cu fructe pentru Ștefan. Și de asta trio, că îi mai place Alexei, va de vanilie, că își face smoothie-uri și alte nebunii. Avem aici câteva brânzeturi, astea seamănă foarte mult cu smântâna. E delicioasă, super bună. Pentru sandvișuri, că mai luăm când plecăm la plajă și seara mai facem sandvișuri. Brânză de capră, sunt singura care mănâncă așa ceva în casă și foarte, foarte rar, vara în general, brânză proaspătă de capră. Cu asta mi-ajunge o eternitate. Și am mai luat brânza asta cu pesto, care ne place foarte, foarte mult. Zici că sunt paste cu pesto. Super bună. Am luat lapte proaspăt. Asta este laptele pe care îl cumpăr eu în mod normal. Când ajungem la văcuță, cumpărăm de asta de la Lidl. Mai avem aici bacon, iaurt grecesc și ce este? Anșoa. Bun. Și niște șuncă presată pentru
sandwich-uri. Hai să bag astea la congelator și continuăm. La capitolul carne, avem aici carne de porc pentru grătar. Acum o facem, la fel și burta. Apropo, prețul 4,55 și asta undeva la 4,79 ceva, deci imediat vă arăt și bonul ăsta. Și am mai luat un pui întreg ca să fac ceva mâncare din el zilele astea. Asta e carnea pe săptămâna asta, restul produselor sunt pentru o săptămână jumate, două, cam așa. Am luat berea asta, că e foarte bună, zice Ștef, bere stil italian, două baturi din astea. Așa, pentru aici prezenta frizante, mi-a încantat, foarte bun, paste asiatice, astea de aici. Am luat și ceva super nesănătos, dar mai suntem și din ăștia. Am luat barbecue și carbonara, două pizze pentru la cină, că nu avem chef de nimic, băgăm astea la cuptor și am terminat. Așa, am luat și chupa chups pentru copilaș, mai bine zis pentru Alexuța. Hai, poftim! Și asta a fost cumpărătura, stați să vă arăt și chitanța, bonul, mai bine zis, de la Lidl. Avem aici și bonul de la Lidl. Avem ceva reduceri? Parcă aici fă ceva reduceri. La Mercadona nimic redus. Nimic, nimic. Aici îți mai dă un cupon, ceva, o reducere. Așa la alții nimic. Astea fiind spuse, am încălcat pe șa și v-am spus povestea așa.